Mi-e foarte greu să explic în cuvinte cine a fost domnul Bora. Ce-aș putea... A fost părintele meu spiritual și va rămâne veșnic pentru mine cel mai iubit dintre pământeni, pentru că părinții mi-au dat viață, iar domnul doctor ne-a menținut în forma maximă pentru a face performanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și înțelegere și dacă sunteți de acord cu mine, în fiecare an să aibă loc acest eveniment foarte important pentru noi cei din lumea fotbalului. Urmează să terminăm și o promisiune pe care am început-o de a-i face statuie. Deci, presupun că până în septembrie o să ne vedem și la acest eveniment extraordinar pentru noi cel puțin care l-am cunoscut. Cei care nu l-au cunoscut o să aibă șansa să-l cunoască doar prin statuia care va fi instalată în curtea clubului.